S-a făcut botezul, nunți, a băgat bănul în buzunar și va păcăli pe toți. Ai de 200 de lei un meniu la nuntă, băi. E un calvar ce trăiesc. Iar el își permite și poate să facă asta cu atâta ușurință. Cine sunt eu? Sunt omul care aduce bucurii la toți, nu? Da, corect. Nu-i arde de femei când eu mă chinui cu fata și... Și clipul cu fata de la restaurant. Nici eu nu știu cum am ajuns aici și am făcut ce am făcut. Eu nu am crezut că el poate să ascundă în spate o poveste așa de gravă. Tu știi cum e să crești un copil care are autism? Nu văd cum îi curge lacrima pe obraz și spune unde tati, tati. E situație de asta, fără ieșire. Știu, îmi dau seama. Te-ai bătut joc de numele lui Dumnezeu! A făcut restaurant! Te vă rog frumos, luați-o pe femeia asta, că nu știu cine e asta! Asta mai trebuia mie acum. Ora 9 și 30 de minute. Detectivii îl surprind pe falsul preot a Petrei pe ulița satului. Să rămână, părinte. Bună, Carmela, ce faci? Ce să fac, părinte? Mă pregătesc de ce e mai greu. Soțul meu e pe moarte. Asta e firea lucrurilor. Unii se nasc, alții mor. Și apoi, dacă e bolnav, ți-ar place mai mult să chinuie la pat, să stea acolo ani de zile sau... să se ducă să se liniștească. Da, părinte, dar știți cum e. Nu sunt bani cu pensia noastră. Ei. Ce facem? Mi-e greu. Ce Camelia, să fac? Dacă se întâmplă să treacă în neființă, îmi spui și am să te trimit la cineva la București, îi spui că vin din partea preotului a Petrei din și o să fie mult mai ieftină mormântarea ca de obicei. Dacă vrei să-i faci pomană, o să te duci la restaurant, că te costă mult mai ieftin. Vorbesc eu cu Gigi. O să faci toate cele trebuincioase pentru el, astfel că nu existe vorbe după aceea. Da, părinte, să rămână. Mulțumesc frumos. Să sperăm că sunt sănătos. Da. Nu, cred că doctorul nu prea mai dă speranță. Cu Dumnezeu trebuie să mergem înainte, să fim calmi, iubitori. Nu te mai gândi, dacă se întâmplă, oricum trebuie să rămâi în viață. Sunt nepoții. Da, sunt fiii, sunt fiicele. Trebuie să avem grijă de ei, nu? Așa e, părinte. Să rămână, părinte, să rămână. Să fii iubită. Să rămână. Sănătate. Este revoltător și totodată aspru de judecat ceea ce se întâmplă. Acest om își clădește fericirea și lacrimile pe suferința oamenilor aflați la greu. Cât de frivol să fii, să faci aceste lucruri și să te maschezi într-un slujitor al Domnului și tu, de fapt, să fii un fals, un demon, care creează doar pagube. Ce faceți, măi, copii? Să rămână, părinte. Ce faci? Ce să facem? Uitați cum e la noi tradiția aici. Să mergem să invităm lumea la nuntă, urmează să ne căsătorim și... Măi, așa, nu știți, măi, că la țară mari, așa. Gânduri mari. Noi cimțim și cu un pahar. Ce să facem? Cum au făcut bătrânii, trebuie să facem și noi. Sigur să fie că... o nuntă frumoasă, că o nuntă ai în viață, da? Așa este, da. Și trebuie să fie o amintire de neuitat. Asta, da. Cu siguranță. Da. Când vreți să o faceți? Păi la anul ne-am gândit să o facem și să anunțăm oamenii din timp. Așa, și ați găsit restaurantul? Încă nu l-am găsit, dar mai avem timp. În București am vrea să o facem. E mai frumos. Da, e bine, dar... E oraș. Acum să spun și ție, să știi, dacă te duci în București și vrei să faci nunta, cu cel puțin un an și jumătate înainte trebuie să-ți faci programare. Da, asta știu. Nu-i de joacă acolo, sincer. Dar, uite, eu vă propun altceva. Titel și-a făcut luna trecută nunta, da? Da. La restaurantul lui Gigi. Acum, după renovare, arată extraordinar. Aveți tot ce vă trebuie. Aveți umbrare, aveți iarbă, aveți mici fântâni arteziene, aveți un lac lângă. Meniul e la 250 de ron, vă alegeți voi, o să alegi tu, da, ceea ce dorești. Și ai destule variante, nu-i nicio problemă. Bă, eu zic să nu ne grăbim. Asta e o clipă, da, care da, trebuie să rămână frumoasă în amintirea voastră și a invitațiilor. Sigur. Uite, da, vorbesc eu cu Gigi, nu, și o să vă facă un discount. Da. Da? Și vă spun eu că până la urmă o să ajungeți sub 200 de lei meniu. 200 de lei? Hai, mă, 200 de lei. Nu, mai iubire, că merge 200 de lei, că la București nu o să găsim așa ieftin. Și bonus, vă fac și o slujbă cum trebuie, adică așa cum să o țineți minte toată viața. Spune-i tu, de 200 de lei, ce poți să cumperi astăzi? Foarte puține. Da. Și ai de 200 de lei un meniu la nuntă. Păi,
Vedem ce hotărâre luăm. Părinte, sigur o să facem cum spuneți dumneavoastră. Măi, vorbești cu bărbatul tău, da? Și când sunteți amândoi de acord, îmi spuneți, da? Sigur, da? Sigur. Mulțumim tare mult, să trăiți. Să fiți sănătoși, copii. Sănătate, sănătoși. Este strigător la cer. În mormântări, nunți, de toate se ocupă acest impostor, acest preot fals. Doamne, săracii oameni, în ce situație gravă se află? Sunt trași pe sfoară chiar de persoana în care se încred cel mai mult. Ora 13. Falsul preot se întoarce grăbit acasă. Camerele îl surprind luând o sumă de bani. Detectivii intră în alertă. Falsul preot iese grăbit și urcă în mașină. Echipa se pune și în mișcare. După o oră de mers, Florin oprește într-o parcare din cartierul Crângaș. Ai coborât? Am coborât, da. Ceva, bă, Florin, el, mă, băiatul meu. Ce să fac, mă? Cum merge treaba? Mă, nu e bine. De ce? E foarte bine. E foarte bine. Păi eu te băgam undeva unde să nu fie, să nu fie bine. Ușor nu e, că îți dai seama cu... Nu am fost învățat cu asta, cu morții pe cap. L-au cărat pe unul la groapă și l-a scăpat în sicriu jos. A, o fi fost aia beți. O fi băut vreun gropar de la... Nu poți, nu poți. În următare, fără băutură, nu poți. N-avem ce să facem. Asta... Asta e. Mergem înainte. Taica părinte ce face? Taica părinte e un pic de tot e mai bine. M-a întrebat de tine, i-am zis să stea liniștit, că zic am om de nădejde, de acolo e un băiat de nota 10, e... Și eu s-am mărât, omule. Fata ta? Da, s-a mărât. Ce face? Dai seama, e o situație de asta, fără știu, ieșire. Știu, îmi dau seama. Băi, Florin, dacă ar ști săracul tata... Că am băgat un preot fals acolo și dacă ar ști că ți-am făcut hârtiile alea false și toate alea, dar tu să stai liniștit în privința asta, că nu e nicio problemă. Îi vezi că el era foarte respectat de lumea acolo. Cum te descurci cu lumea? E bine? E ok și treaba merge bine. Mașina cum merge? Merge bine mașina, nu? Sau cam uitat ei așa un pic ucis că a văzut-o. Da, a văzut-o așa. Da, ce a zis? E normal pentru unul care vine de la București. Ce vreau să zic? Mi-a adus ce trebuie? Uite, eu m-am și m-am fost la restaurante, da, e 6.000 de lei aici. Nu am încredere în timp. Sunt 6.000. Eu am astea două restaurante aici în București, care e greu să te ocupi de două restaurante în București. Mi-a întins o mână de ajutor și... Tu nu m-ai ajutat pe mine cu construcția aia? Doamne ajută. Eu te ajut, tu mă ajuți. Ne ajutăm reciproc. Și el ne ajută pe amândoi. Doamne ajută, pa! Iată că întreaga situație se clarifică. Misteriosul bărbat este cel care a tras toate sforile pentru ca Florin să ajungă preot în sat. Restaurantul este de fapt al lui, iar adevăratul preot, tatăl acestui individ, nu știe nimic din ce se întâmplă în lipsa lui. Nu știe că fiul său a adus în locul lui un prieten care nu are nicio treabă cu preoția. Incredibil! Ora 15. Detectivii continuă urmărirea. Florin iese din București și o ia în direcția satului. Ora 16 și 15 minute. Opa! Colegul, ia uite ce văd eu. Omul nu are scrupule, dragi colegi. Ce vă mirați atâta? Banii curg, amanta l-așteaptă, viață pe el. Hai, vă rog eu frumos să nu-l pierdeți. Stăm la distanță. Da, la distanță. Unde ne bagă ăsta, frate? Da, uite, mă, ce face părintele? Că nu e părintele. Doamne, dar totuși umblă cu hainele alea, frate. A avut el sânge rece să-și abandoneze fetița bolnavă. Dar ce face acum e fix frecții la picior de lemn. Na. Să mișcă mașina aia. De fiecare dată mă termin să dea. Mă simt așa de bine cu tine. Băi, și tu mă bagi în boală, să fiu sincer. Mie îmi zici? A. Chiar vreau să vorbesc cu tine despre părintele Ioan. Oare se întoarce? Treaba e lungă.
Eu nu vreau să plec, vreau să rămâi aici cât mai mult timp. O să se întindă treburile aici pe cel puțin 10 ani. Așa să fie, că și cu ăsta al meu, cu Gigi, de cât de muncă e bun, că nu rezi de altceva, nu e bun de nimic, știi cum e, noroc cu tine. Nu-ți vorbi, te rog frumos, da? Nu. De rău, bărbatul, că nu să ajungi, doar că să ajungi să mă vorbești și pe mine. Nu, stai liniștit. Lumea, vinu, brațe, brațe. Dacă aș fi de fapt bărbatul meu, cine e domnul preot, că e un impostor, dar de fapt se descurcă de minune, ca și cum ar fi unul adevărat, nu? Dar, în definitiv, ce le trebuie la oamenii de aici? Le trebuie un om bun ca să facă pe popa, da? Da, exact. Uite, toți oamenii ce te iubesc, ai văzut că ești un popă bun, toți te laudă. Cine sunt eu? Sunt omul care aduce bucurii la toți, nu? Da, corect, da. Într-adevăr, așa e. Așa e. Da? Hai că eu trebuie să plec, că s-a făcut târziu, o să o iau pe jos, o să mă duc pe jos, da? Sigur, sigur, lasă-mă să mă îmbrac și am plecat. Și nimic la nimeni, da? Nimic, bineînțeles. Pa! Iisuse Hristoase, detectivii sunt șocați de cele văzute și auzite. Mai grav este că amanta falsului preot este părtașă la toate nenorocirile pe care acesta le creează. Ce suflete negre au acești oameni! Este timpul să punem punct acestui filaj. Florina Petrei a dus totul la extreme. Își neglijează fetița bolnavă și se deghizează în preot, pretinzând că vrea să ajute sătenii și că încolo totul este o escrocherie. După câteva săptămâni de investigații, detectivii au adunat informații și detalii șocante, iar dezvăluirea lor trebuie anunțată. Ernest și întreaga echipă sunt pregătiți pentru dezvăluirea adevărului. Bună ziua! L-am găsit. Unde? Asta trebuie Laura să fiți Petre. Laura. Da, e fiica mea. Da. Ce ai găsit? Unde l-am l-ai găsit? L-am găsit pe soțul dumneavoastră. Unde? În comună. Unde? Aproximativ 40 de kilometri de București. Are prieten, ai avut prieteni acolo? Nu știu să fie avut, e plecat de 6 luni, mamă. Nu știu, nu știu. N-avea prieteni. Nu cunosc să fie avut prieteni acolo. Cel mai bine ar fi să auziți cu urechile dumneavoastră, pentru că sunt sigur că o să aveți un milion de întrebări. Nu vă supărați, cunoașteți cumva pe un domn Florina Petrei? Da, e părintele satul, comunei noastre. Cum părintele satul? Da, e părintele nostru de aici. Din... Aici, în sala? La... aici, da? În localitate, da. Pe unde este? Cam pe unde este? A patra, a cincea casă pe stânga aici. Preot, adică preot, Florin e preot, Florina poate Petrei, nu e vorba de el. Preot? Florina Petrei, soțul poate nu e vorba de el. Imediat! Hei, cu minte, cu minte, cu minte, băiat, cu minte. Cu minte! Da? Ce mă pot așa? Dar ai vedenția populației, dacă vrem să vedem cum, dacă e casa, e ok, câte persoane sunt, cu părinte. Domnul Petrei, a Petrei, nu? Da, da, eu da? Sunt. Da, dumneavoastră. Se poate? De la... Da, domnule, da? Nicio problemă. Da, da. Poftim? Da, da. Laura. El. Laura, nu se poate. E vocea lui. E vocea lui, el este. Bine, rău, nu se poate așa ceva. Nu pot să cred, nu pot să accept așa ceva. De cât timp e preot și cum a ajuns? De ce a luat calea lui Dumnezeu în felul ăsta? De 6 luni de zile. Ce a făcut asta și mă mâhnește că m-a lăsat singură. Acu este casa unde locuiește. Acolo a stat preotul satului, care a ajuns la o vârstă venerabilă și nu mai poate să mai facă asta. Bun, și totuși face slujbe în biserică? Da, da. Asta e, da, e întrebarea, se comportă? Nu se poate așa ceva. Nu are studiile necesare. Nu poți să intri așa, sunt eu preot, să îmbrac o haină de preoție și să mă duc să fac slujbe în biserică. A ajuns un om iubit de către săteni. Mă lasă picioarele. Dar el cum poate să facă asta? Cum poate cu alți oameni când știe care e situația lui acasă și în familie și fata lui? Despre ce vorbesc. Fiți atentă. Să rămână, părinte. Vă așteptam. Mamă, nu mai fi supărată. Cum să nu fiu, părinte, supărată când mi-a murit soțul, vă dați seama, așa de tânăr, 45 de ani? Trebuie să-i faci toate cele trebuincioase, că... Vorba așa este, părinte, dar știți cum e. Nu am cum să fac parastas pentru că nu am suficienți bani. Am o rezolvare pentru problema ta. O să vorbesc eu cu Gigi, chiar dacă restaurantul lui, el pune mare preț pe cuvântul meu. Să-ți facă o reducere. Cum poate el să se poarte în felul ăsta cu fata asta pe care nu o cunoaște și eu îmi duc singură cruce? El nu are nicio problemă. Se comportă ca și când nu ar avea nicio problemă. Nu-i pasă de fată, nu-i pasă de mine. El nu are nicio... E exclus din povestea asta, mamă.
E o dramă extraordinar de puternică ce trăiesc. Odată cu ea, odată eu, odată singur, odată el plecat. Te doare sufletul când o vezi. Are un comportament deviant, nu știu ce să-i fac. A terminat obsesia. Are reacții necontrolate. E un calvar ce trăiesc. Iar el își permite și poate să facă asta cu atâta ușurință. Chiar nu înțeleg de ce face asta. Plus de asta, el nu este afectat deloc. El nu înțelege prin asta ce nu trec. Asta nu reușesc să înțeleg nici eu. Tu nu vezi că arată bine, e gras, e... Se comportă ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Calm. Cum să consolezi un om când tu acasă ai un copil care are o problemă majoră și nici nu care știi... Care are nevoie de tine. Nevoie de el. Nu l-afectează cu nimic. Eu îmi duc crucea singură și eu și copilul. Da, măcar vreo zi s-a confruntat cu ce înseamnă problema asta? Nici măcar nu. O zi. El nu are nicio treabă. Nimic. E complet lipsit de... Și a devenit preot. A devenit preot. Nu știu cum a devenit și preot. Și ajută pe alți oameni. Îi ajută pe alții peste noapte, și nu l-afectează. Asta mă mâhnește. Că el nu știe ce se întâmplă acasă. De când a plecat și de când i s-a pus diagnosticul fetei, că este diagnosticată cu autism, el a plecat de acasă și își continuă viața, bine mersi, el nu are nicio treabă, e sănătos, e fericit, e bine. Unde ajunge să îl intereseze foarte mult de aproapele lui, dar de sângele lui? Este fals, e fals și e iar banii pe care mi-i trimită și în scârbă arată cu atât mai mult cum se comportă lipsa lui de acasă, lipsa de lângă fată, de lângă mine și nici nu știu câți bani are și câți bani poate să câștige un preot, așa zis în ghilimele preot, și cum a ajuns să fie. Văd că are și mașină, de unde am are mama? Am să vă demonstrez, am să vă arăt cum a ajuns el să fie preot. Eu sunt lângă tine, mamă, și eu știu de lângă mine, dar aveam nevoie de el și aveam nevoie să fie lângă mine, mamă. Nu mai vreau să mai trec prin asta, nu doresc la nimeni. Sunt aici în parc, sunt copii, se joacă, nu pot să ies cu fata afară. Știi cum râd copiii de ea? Știu, știi? Mamă, știu. Ai văzut, mamă, vreau știu să știe și el asta. Vreau să treacă prin asta, nu n-am făcut singură copilul ăsta. E făcut cu el, e copilul lui. Ce inima are, Florin, ce inima ai, că dai tu ochii cu mine. Crede-mă că nu mai pot, dacă știam că se ajunge la asta, crede-mă, băgam divorțul și o terminam, că e prea mult, mamă. Și să vă mai arăt ceva. Bună, Angela, să rămână, părinte, ce faceți? Am venit să vorbesc cu Gigi, am cu el câteva vorbe de... Să mă duc să-l chem? Da, du-te și îi cheamă. Dumneavoastră, un loc, vă servesc cu ceva, vă aduc ceva nu de trebuie. Băut, simțiți-vă ca acasă, că doar e restaurantul dumneavoastră, știți cum e. Este preot și are restaurant? Când? De unde? Cum a reușit omulețul ăsta în 6 luni de zile, plecat de acasă, să devină preot peste noapte și să-și deschidă un restaurant? Cum? Păi de unde bani? Păi nu avem de bani. De unde bani? Dacă el și trebuie decât 1000 de lei la copil. O bodegă. Nu vorbim de o bodegă. Asta e un restaurant mare. Vreau să fiți foarte atent și mergi la ceea ce spun. Angela, asemenea vorbe să nu mai iasă din gura ta. Satul e mic și o să se ajungă peste tot vorba că, uite, Popa are și restaurant, Popa e și la biserică. Știu. Și nu e frumos. Știu, părinte, dar oamenii să mai pătuți în cap așa, Angela. Nu se prind. Da, gata, am înțeles, nu mai zic nimic. Nu vrea să se știe care restaurant, înseamnă că e ceva necurat aici, ceva neregulă. Când a discutat cu doamna, cu văduva, da. Ce i-a spus? Că o să o ajute la restaurant cu mai puțin bani. Îl trimite la restaurantul cui? Restaurantul lui Gigi, da. Și că va avea el grijă, vorbește el cu Gigi, să-i facă un discount, s-au înțeles cu banii, da? Pe cum vine asta, doamnă? Eu am și pâinea și cuțitul? Eu nu mai înțeleg nimic. Eu nu înțeleg nimic, Eu nu mai înțeleg nimic, fata mea. Nu înțeleg absolut nimic. Bună, mi-a zis nevastă-mea că mă cauți. Văduva lui Ion, Doina, vrea să-i facă o pomană și i-am făcut eu calcul așa că am la 30 de milioane. 15 milioane mi-a dat acum, 15 milioane luna care vine. Și prețul meniului tot așa rămâne sau păi, poate vrei să faci o pomană pe bune vreodată, știu eu. Nu te supăra. Dacă noi luăm 40 de lei pe meniu și le dăm un meniu de 15-16 lei, nu cred că e o mare problemă. Poate le decizi ce și cum. Asta ce credință mai este în fața lui Dumnezeu? Ia 40 de lei la un om de bucată, la o mărmântare, la pomană și el ia, dă decât 15 lei la restaurant și restul bagă banii în buzunar. Care restaurant este practic nu lui. Pot să cred ce credință, ce preoție, ce face ăsta cu aici, acolo? Yes. Ce face ăsta cu noi? Bani, doamne. Pentru că așa funcționează în țara asta. Adică ce, biserica a ajuns o afacere? Nu, dar păi un om al nu? Bisericii, mai ales în lumea rurală, e o persoană de încredere. E unul dintre stâlpii satului.
Ernest, tu-ți dai seama ce e pentru noi, pe sufletul nostru, în inima noastră, că nu mai am lacrimi, nu mai am putere să mai plâng, nu mai pot, nu mai pot. Nu înțeleg de ce nouă a trebuit să ni se întâmple asta. Nu se poate așa ceva, nu pot, îmi pierd mințile și nebunesc. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Să nu se pună cu mine, m-au distrus sănătatea mea, fiicei mele și a nepotii mele. Ne-a făcut de râs în lume. Nu știu cum poate să facă asta, ce inimă de om are. Nu știi cum a reacționat când a primit vestea asta. De ce nu a fost așa cum vă așteptați dumneavoastră și este așa cum este? Mă, Ernest. Nu reușesc să-i găsesc mai o explicație. Da, mamă. Mă, Ernest, cum a... Nu pot... De unde și până unde a făcut ăsta restaurant? Are oameni, face parastaze? Trebuie, asta încercam să-i explic Laurei. Restaurantul nu este al lui, casa nu este al lui, mașina nu este al lui. Dar ale cui sunt? Ale acestui Constantin. Constantin Ioan. Și cine e ăsta Constantin? Cine e ăsta? Mamă, este fiul preotului care a fost acolo, în sat. Păi și ăsta unde e acum, Constantin ăsta? Locuiește bine, mersi, în București, are două restaurante aici în București, plus restaurantul de acolo. Păi și cum i-a lăsat lui, cu ce forme legale, asta ilegale? Asta încercam să explic fiicei dumneavoastră. Cei doi s-au cunoscut, că nimeni nu vine să îți întindă o mână de ajutor la modul acesta. Pentru acest Constantin, soțul dumneavoastră e o piesă în angrenajul ăsta, o piesă foarte importantă. Pentru că soțul dumneavoastră știe să se facă plăcut, să-ți intre pe sub piele, să-ți întindă o mână de ajutor, când altul îți întoarce spatele. De ce nu poate să facă asta cu familia lui, nu știu să vă spun. Nu-i pasă, deloc nu-i pasă. Iar eu îl găsesc responsabil. Haideți să vedeți despre ce-i pasă, doamne. Avem o cruci, 8 coșuge. Băi, bunte, îți dau banii ăștia. Așa. Ce să zic? Tu îmi trimiți, într-adevăr. Uite, am trimis. Da, am trimis la 1700, îmi trimiți pe astea mai ieftine. Am aici, uite, am super ofertă. Ia uite, frate, rem, bun, caritate. Ia asta îmi trimis, trebuie scris de ăștia. De ce? Da? Ca să fie bine și pentru tine, să fie bine și pentru mine. Câștigăm amândoi. Cam de două ori pe săptămână vine în București. Nu ori se să-și poate. Ia un comision de la pompele funebre, ori să se întâlnească cu bunul lui prieten. El vine să-și ia Constantin. Să-și ia comisioane și eu nu mai pot. N-am dormit de 6 luni de zile, eu nu știu dacă am dormit o noapte întreagă. Nu mai pot, mi-a căzut părul din cap, mi-a albit părul. Dacă nu aș vopsi, sunt terminată, sunt distrusă. El vine să-și ia comisioane, vine în București. Cum poate să facă asta? Tu auzi, fata mea, ce face ăsta? Să vină în București, cum o lasă inima să vină și la mine să-și facă fetița? Nu pot să cred, Ernest, iar nu pot să cred. El e un șarlatan, se ocupă cu afaceri. Bun, eu nu dumneavoastră pot să cred. Știți asta, eu știu asta. Oamenii de acolo îl văd ca pe un preot care este devotator, care îi ajută, care are mereu o povață, un sfat pentru ei. Fiți atenți în continuare ce se întâmplă. Hey. Uf, de fiecare dată mă termin să dea. Mă simt așa de bine cu tine? Și tu mă bagi în boală să fiu simt. Și apoi, să știi că îmi place. Vai de mine, ce mi-e dat să văd, ce mi-e dat să trăiesc. Este fata care lucrează acolo, la restaurant. Este o spătăriță. Adică să-i angajat a lui? Da. Îmi pare foarte rău pentru dumneavoastră. Ce să vă pare rău, domnule Ernest? Eu mă chinui cu fata și el lui e atât de femeie. Halul ăsta! Nu era de ajuns ce mi-a făcut. A trebuit acum să-l mai văd cu ochii mei cu alte femei. Păi lui arde de femei când eu mă chinui cu fata și... Și că-i pus spătărița de la restaurant. Cum e posibil să ajungă în halul ăsta să se degradeze și să facă astfel de lucruri? Te chinui să lucrezi, să plătești chirie, să plătești lumină, să iei alimentație, să iei îmbrăcăminte la copil, să faci terapeut la copil, să plătești medic, psiholog. Și el unde? Uite ce face el. Văd, mamă, văd. Păi vezi unde s-a ajuns? Văd, și noi două ne certăm, asta facem. Nu m-aș fi gândit vreodată că se ajunge la asta, mamă, crede-mă. Păi nu că te-ai gândit, nici eu nu m-am gândit. Mi-e foarte greu, nu mai pot, îmi vine nici să intru aici pot, mamă, nici eu nu mai pot, fata mea. Mai bine aș intra în pământ acum și a scăpat de toate, mi-ar fi nici mult mai ușor. Mai pot. Trebuie să vedem ce explicație ne dă el dumneavoastră. Ce se întâmplă cu fiica dumneavoastră? Nu aveți această opțiune, doamnă. Nu aveți. Eu nu știu cât, nu doar că e irresponsabil. Veniți, că... vă rog puțin, doamnă. Ce să mai vin, domnule Ernest, că sunt terminată. E... Într-o altă zi a investigației, îl sună pe acest Constantin. Eu vă, Florinel, mă, băiatul meu. Ce să fac, mă? Cum merge treaba?
Mă, nu e bine. De ce? E foarte bine. Dar știi, săracul tata, că am băgat un preot fals acolo și dacă ar ști că ți-am făcut hârtiile alea false și toate alea, dar tu să stai liniștit în privința asta, că nu-i nicio problemă. Ce faci? Taica, părinte, e un pic, un pic de tot, e mai bine. Și eu s-am mărât, cu fata ta? Mea. Da, s-a mărât. Ce face? Dai seama, e o situație de asta, fără ieșire. Știu, îmi dau seama. Deci ăsta, Constantin, l-a băgat? Ăsta e o... Trebuie să dau ochii cu el neapărat. Și eu vreau să-l găsesc pe acest este o... anului, falsul României, falsul lumii întregi. Înțelegeți acum de ce a ales el drumul ăsta? De ce a întors spatele și nu-i pasă? Oala în care trece fiica dumneavoastră, condiția ei, este o situație fără ieșire. Iar el nu vrea să aibă de-a face cu asta.